care se bat acum pentru voturi, care încearcă să-i convingă pe oameni să le dea încrederea, să mai stea 5 ani la putere, să mai ia 4 ani de parlament sau mai știu eu ce alte demnități publice. Și zilele acestea ne-am tot amuzat privind la niște personaje care se dădeau în stambă, care încercau să facă pe saltimbancii doar convingă alegătorii să le dea votul. Din păcate, spectacolul acesta e trist pentru că lovește oameni. Dincolo de amuzament sunt dramele celor care au avut de suferit. Dar haideți să privim povestea asta în cheia secvențial. Știți că la un moment dat făcusem acel promo în care ne întrebam dacă s-a schimbat ceva din demagogia de la Cațaveni cu încoace în ultima sută și jumătate de ani. Ei bine, constatăm că nu. Ca urmare, am zis să facem și noi un concurs după numele ziarului condus de personajul binecunoscut Cațaveni cu din scrisoarea pierdută, Răcnetul Carpaților. Și am pus la oaltă niște personaje pe care le-am găsit, răgnind în diverse feluri pentru a-i convinge pe alegători că ei sunt cei mai buni. Domnilor, onorabili concetățeni, fraților! Iertați-mă, fraților, dacă sunt mișcat, dacă emoțiunea m-a apucat așa de tare, suindu-mă la această tribună. Această piață, unde au mai făcut istorie și vor face din nou. Ca orice român, ca orice fiu al țării sale, când aceste momente solemne mă gândesc la țărișoara mea, la România! În fiecare zi și peste tot. Acasă cu facturi. La școală cu hoții. La loc de muncă cu impozite. Această bătălie nu este doar despre stânga și dreapta. Această bătălie nu este doar despre roșu și portocaliu. Această bătălie este pentru România noastră și nu pentru România pe care vor să o facă ei. Vreau să zic într-o privință popor, națiunea, România, țara, în sfârșit. Suntem aici să oprim prăbușirea morală a României și nu putem face acest lucru decât într-un singur fel, la luptă. Eu sunt gata să lupt pentru România mea, eu sunt gata să lupt pentru România noastră, voi sunteți gata să luptați pentru România noastră, la luptă, la izbândă! Atunci iată ce zic eu. Și împreună cu mine trebuie să se zic asemenea toți aceia care nu vă se casă la extremitate. Adică vreau să zic, da, ca să fie moderați. Adică nu exagerațiuni! Nu-ți trăda prietenii, nu înfige cuțite pe la spate, nu fi un căcăcios. Și noi nu suntem căcăcioși, dragi prieteni, noi suntem curajoși, noi suntem altfel. Încă un pic și demolez aici pupilul. Ăsta e primul îndemn, curajul, nu vă fie frică, spuneți mereu ceea ce credeți. Fiți ca Băsescu, că tot l-am invocat aici ca pe Sfintele Moaște. Într-o chestiune politică și care... la care atârnă viitorul, prezentul și trecutul țării, să fie ori prea prea, ori foarte foarte. Încât vine acea ocasiune să întrebăm pentru ce. Da? Hey, care este răspunsul nostru pe 29 iulie? Nu! Care este răspunsul nostru pe 29 iulie? Nu! Care este răspunsul nostru pe 29 iulie? Nu! Și încă o dată! Nu! Și încă o dată! Nu! Și încă o dată! Acesta este răspunsul pe care îl dăm unei țări întregi. În această dilemă nu
tace, Iohannis. Cine tace și face? Cine comunică mai bine când tace decât Palavragiu de Ponta când vorbește? Cine provoacă fior și insomnii lui Victor Ponta care cearcăne în ochi? Cine? Cine este generalul pentru care merită să ne sacrificăm fiecare minut, fiecare picătură de energie și fiecare strop de sudoare? Cine? Cine este cel care va ajunge președintele României? Doamnelor și domnilor, îl invit să se adreseze acestei distinse adunări pe Klaus Iohannis! La această dilemă nu puteți ieși! Am zis! Europa trebuie să însemne ceva bun și plăcut. Și vă spun de acum, vreți techno? Îl aveți pe Electroblaga aici. Și dacă vreți mai mult, în toamnă și în iarnă, îl vom avea pe DJ Băsescu. Noi votăm pentru candidatul pe care îl pune pe tapet partidul întreg. Pentru că de la partidul întreg atârnă binele țării. De la binele țării atârnă. România are nevoie de Europa și Europa are nevoie de România. Fraților, mi s-a făcut o imputare și sunt mândru de aceasta. O primesc. Monoliza zice că o merit. Mi s-a făcut imputarea că sunt foarte, că sunt prea, că sunt ultra-progresist, că sunt liber schimbist, că voi progresul cu orice preț. Da? Da? Nu! 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 Această stare de lucru este intolerabilă. Până când să l-avem și noi, aliții noștri? Cine ne fură și ne minte în fiecare zi, știți? Da, recunosc că eu am un singur câștigător din topul pe care l-ați văzut mai devreme în finala asta. Doamna Andreea Paul, cred că e de departe cea care se califică pentru prima poziție a podiumului, da, și da, pentru alte lucruri se califică, dar mă rog. E concursul strâns. E strâns rău de tot. Îți vine să plângi făcând topul câștigătorilor. Da, am mai remarcat ceva apropo de secvențe, știi? La un moment dat, adică multe momente, pe panoul din spatele conducerii PDL, care la vremea aia ai văzut ce înfiera PNL-ul, a zis că mafia e PNL plus PSD, scria mare USL. Deci ei au făcut un meeting și deasupra capetelor lor scria mare USL. Uite, vezi? Scrie mare USL. Probabil mai scria ceva de rău despre USL, dar în spatele participanților multe la sunt de neînțeles, dacă manifestații imagine, care erau pe scenă, știi? Multe sunt de neînțeles și multe personaje pe care le-am văzut mai devreme au darul de a te speria. Mai ales dacă te gândești că sunt încă în prim plan și vor să fie, să revină.